Da, e, oricum o întreagă nebunie în jurul Casei Regale a României a ajuns deja subiect de glume, ceea ce nu ne-am fi așteptat să se întâmple, tocmai din cauza faptului că discursul este foarte îndoielnic și de o parte Și și de ambigu, alta, și foarte ambigu. ambigu, da, și lasă loc la foarte multe interpretări și la foarte multe glume pe seama stării regelui, pe seama faptului că deja nu ar fi printre noi, nu ar mai fi printre noi de un an de zile circulă acest zvon, pe care nimeni nu a încercat cumva să-l deturneze, nu s-a adus niciun act oficial, niciun medic care să spună, domne, nu, uitați-vă, deși au fost niște informații la un moment dat că are melanom, cred. Păi da, dar toate informațiile astea, așa cum ați citat și dumneavoastră, nu sunt susținute de acte. Da, așadar, acest gest al prințului Nicolae vine într-un moment firesc și e în legea, e în firea lucrurilor până la urmă să vrei să vezi că ți s-a luat titlul. Da, ok, da, vreau să știu de ce s-a întâmplat asta și să văd actul. Mi se pare un demers normal. A fost un act de la un medic care chiar pomenea această boală, de asta am și făcut apel la informațiile de atunci, deși, în mod normal, acestea nu se fac publice. Și cred că a fost singura interacțiune de acest gen. A fost un doctor care a venit cu niște acte, nu știm mai mult de atât. Pe regele Mihai nu știu dacă l-a mai văzut cineva, nici dintre apropiații casei regale de foarte multă vreme, nu a fost nici la înmormântarea soției sale, de unde au apărut și aceste zvonuri. Da, cine le poate limpezi sau cine le poate califica decât urmașii lui legal, nu? Și oficial, Corect. care n-au făcut asta. De ce n-au făcut asta? Nu știu. Însă eu mă gândesc acum, mă pun în pielea celui care respectă acest personaj fabulos care este regele Mihai, pentru că nu trebuie să fii monarhist, neapărat. Nu că nu sunt, deși și aici e o chestiune complicată să definești ce înseamnă monarhist. Înseamnă cel care vrea monarhia sau mai degrabă înseamnă cel care îl iubește pe regele Mihai pentru ce a însemnat el pentru istoria noastră. El a avut un destin pe alocuri tragic. I-a fost luată țara, da, după război, a fost alungat din țară, i s-au pus în cârcă tot felul de mizerii, că a plecat cu nu știu ce, ceea ce nu e adevărat, asta au Trenul demonstrat și cu istoricii, bijuterii și da. cablouri și așa. Sigur, lumea confundă cu ce a plecat Carol al doilea, tatăl său, când a fost trimis în exil, cu ce a pățit el. Comuniștii l-au trimis la plimbare, gata, era țara sub ocupație sovietică. A avut un exil greu, pentru că a avut o familie grea și sigur că atunci când a picat comunismul, aceeași familie i-a cerut, tată, hai să luăm și noi ce al nostru, oricum. Și sigur că, la un moment dat, după ce regimul Iliescu l-a expulzat, ține minte, a venit în 90 și a fost trimis înapoi în Elveția, stând afară, departe de țara lui pe care o iubea, da? Din care a fost șeful acestei țări, da? A cedat la presiunile copiilor, în special, care, sigur, aveau și ei nevoie de bani și de așa. Și a făcut un compromis pe care istoricul Neagu Juvara l-a calificat foarte bine într-un interviu în revista Historia, din care aș vrea să citesc doar câteva fraze. S-a întâlnit cu regele și i-a spus: Majestate, dați-mi voie să vă spun că n-ar trebui să fiți mereu văzut în prezența lui Ion Iliescu, pe care eu îl consider vinovat de crime și care va trebui odată și odată să fie judecat. Regele mi-a tăiat cuvântul, spune Neagu Juvara. Dar uite, domnule, că Emil Constantinescu mi-a făgăduit o grămadă de lucruri și nu s-a ținut de cuvânt, pe când Ion Iliescu îmi restituie. Care va să zică, spune Neagu Juvara, Ion Iliescu a avut dibăcia prin intermediul lui Duda să-l cumpere pe rege. I-a restituit Săvârșinul, pe urmă a pregătit restituirea aparatului Peleș. Asta e părerea mea. Regele Mihai ar fi trebuit să rămână sărac și curat. Ion Iliescu i-a restituit lucruri foarte importante, care într-adevăr sunt ale lui, dar trebuia să le accepte mai târziu și nu de la acest om. E, acest un compromis foarte mare, care l-a costat pe regele Mihai, se răsfrânge acum în ce se întâmplă în familia lui. Nu este să nu căutăm explicații savante sau să ne punem întrebări la care nu avem răspuns. Unul din răspunsuri stă și în acest compromis pe care a făcut regele Mihai, care sigur a primit ce era al său, era Săvârșinul, era al său, el personal l-a cumpărat, iar Palatul Peleș făcut de Carol I și sigur finalizat și lăsat moștenire lui de bunicul său Ferdinand, era tot al lui, da? Dar
Într-adevăr, când tu accepti să primești Daion Iliescu, cel care este urmașul firesc al comuniștilor care ți-au distrus ție viața, da? Și care ți-a interzis să intri în țară. Și care ți-a interzis să intri în țară, da. Înseamnă că deja ai făcut un mare compromis de imagine, care sigur că te costă, iată, și acum ce se întâmplă în familia sa. Și de aici speculațiile cu Radu Duda și cu infiltrările casei legale. Regele Mihai n-a avut, n-a mai avut practic în ultimii ani, sau chiar de la Revoluție încoace, puterea să țină piciorul în prag. Nu știu dacă a avut-o vreodată, de fapt. A avut o familie numeroasă, are o familie numeroasă și cred că a fost cumva sub ea. Adică, cred că ce i-a creat destinul de după Revoluție încoace au fost mai degrabă influențe din familie decât deciziile sale și iată că asta se reflectă. Ceea ce poate să ducă mai departe și la un război pe bani. Păi, de fapt, eu de asta ziceam înainte de pauză că mizele sunt mai mici decât zicem noi. Adică, nu cred că în momentul de față avem de-a face cu, da, zicem așa, efectele deciziilor luate de regele Mihai după 90, ci mai degrabă avem de caracterele mici a urmașilor săi. Dar care consideră că este mult mai important orgoliul personal, imaginea personală, averea și așa mai departe, decât istoria despre care domnul Ghilezan vorbea. Nu uitați că vorbim de o familie regală de mii de ani. Da, mii de ani, sute de ani, da? Da, în spațiu european. Și nu cred că își permit oamenii ăștia efectiv să terfenească în numele unei familii cu o osatură puternică în Europa prin comportamentul lor. Aici nu e vorba numai de România. Aici e vorba de mult mai multe. Adică lucrurile astea ajung pe masa regală a Marii Britanii în secunda 1, ajung pe masa regelui Spaniei în secunda 2 și așa mai departe. Pentru că e război foarte mediatizat, pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, ideea asta cu, da, regele e mort și îl țin ăștia știu unde ascuns, dar mie mi se pare de domeniul science fiction, pentru că, repet, trăim într-o Europa globală. Adică chestiile astea nu, dacă Doamne ferește se află, credibilitatea lor ca oameni ar fi distrusă. Da, nu cred că își permite nimeni o chestie de genul ăsta. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Din păcate, nu cred că sunt conștienți de efectele pe care le produc. Este posibil. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct aici discuției noastre. Ne revedem la 13.